vedeți aici în dreapta ecranului, o ia la stânga pe aleea care îl duce fatal către tancurile rusești. Iar rușii trag în el, pur și simplu, și îl omoară. Astăzi, în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, ne-a reamintit Volodymyr Zelensky despre ce a fost vorba la Bucea și în localitățile de la periferia Kievului. Crime în masă, execuții sumare, tortură, același mod de operare în mai multe localități. De altfel, o analiză Financial Times ne spune că în armata rusă se practică ceea ce se numește dedovșcina. Ăsta ar fi un obicei prin care militarii mai experimentați îi torturează, aproape îi torturează pe militarii mai tineri. Este vorba despre violență, despre umilință, până la limita torturii. În multe dintre cazuri au fost relatate și documentate chiar violuri. Asta s-ar întâmpla în armata rusă. Analiza Financial Times spune că în astfel de condiții am fi foarte tentat să spunem că din cauza acestui regim de umilință, soldații ruși, la rândul lor, pun la cale astfel de orori, ca cele care s-au petrecut la Bucea. Dar nu este corect, spune analiza FT, pentru că pur și simplu este vorba despre o rețetă pe care rușii au folosit-o în mai multe localități, inclusiv în Cecenia. Spun cei care au analizat războiul din Cecenia, rușii acționau la fel. Schimbăm publicația, v-am spus despre FT, o analiză Le Figaro. Citează mai mulți psihologi de la Kiev care se ocupă de victimele femei ale violurilor, torturilor soldaților ruși. Și psihologii spun că se desprinde un mod de operare. Se întâmplă în felul următor. Ziua, soldații ruși intră în locuințe, că e vorba de apartamente sau case, și verifică cine locuiește acolo. Seara revin, împușcă bărbatul familiei în hol, adică de cum intră în casă, îl împușcă pe bărbat. Caută bani și obiecte de valoare pe care le iau, după care mănâncă și beau tot ce găsesc în casă. Beți fiind, violează fetele și femeile, uneori în fața copiilor. Ăsta este modul de operare, a fost documentat, relatările sunt foarte multe, femei din multe zone ale Ucrainei spun că soldații ruși s-au comportat după acest tipic. Despre asta este vorba. Iar ambasadorul rus la Națiunile Unite spune în seara asta că niciun civil nu a avut de suferit la Bucea. Sabin Orcan. Bine, ambasadorul spune mai multe. Asta apropo de Ministerul Adevărului de care vorbeați și de Orwell. Că nu funcționează așa de bine Ministerul Adevărului. Se pare că e ceva confuzie la în mașinăria asta de propagandă a lui Putin. Pentru că ambasadorul rus la Națiunile Unite a făcut deja două greșeli. Odată a spus că la război mai mor și civili, ceea ce înseamnă că practic recunoști printr-un limbaj, soi de limbaj dublu, la ONU recunoști ce în Rusia e interzis. Dacă spui în Rusia că e război, te duci la pușcărie. Ambasadorul Rusiei la ONU poate să spună că e război, fiindcă le vorbea lor de la ONU. Și a doua scăpare, i-a spus că cadavrele din Bucea nu existau înainte să vină trupele rusești. Să plece. Deci omul a greșit. Nu sunt convins că o să-și ducă mandatul până la capăt. Poate va sfârși chiar la plutonul de execuție, la ce se întâmplă astăzi în paranoia lui Putin legată de trădători. Ce vreau să spun este că sunt multe idei care plutesc și multe informații pe care le aflăm așa de la minut la minut, dar două lucruri sunt certe. Odată că ONU, așa cum v-am spus aici, sunt sigur că domnul Zelensky nu s-a uitat la Digi24 și nu s-a uitat la mine, dar ce am spus aici acum o săptămână este exact ceea ce spune și Zelensky. ONU este irelevant, Consiliul de Securitate e irelevant, n-au nicio legătură, nu se pot implica și nu se implică fățiși decât așa cu declarații formale de conivență în acest conflict. N-au niciun rol de a facilita pacea și de a descuraja Rusia să permită în continuare comiterea acestor atrocități. Și a doua chestiune este că eu nu cred, și aici sunt convins că are legătură cu ce vorbeam mai devreme cu Ministerul Adevărului și cu Orwell, eu sunt convins că celor de la Kremlin nu le pasă nici când negru sub unghie de ce părere are Occidentul sau publicul din România, dincolo de idioții utili care sunt cu siguranță și aici, despre aceste crime.
Nu îi pasă nici cât negru sub unghielul Putin că noi vedem aceste crime și că ne sufocăm de revoltă. Văzând că civili, primărița respectivă cu toată familia sunt masacrați fără niciun fel de respectare a niciunor reguli minimale dintr-un război. Nu îi pasă. Nu înțelegeți. Lui Putin nu îi pasă. Dimpotrivă, aș spune că acele cadavre că vorbeam în pauză au fost lăsate tocmai ca să impresioneze, să intimideze, să înfricoșeze pe oameni. Cum de altfel i-a înfricoșat și pe cei din Rusia. Deci eu cred că în acest moment Putin e în acea fază a dictaturii lui și a paranoiei lui în care nu îi mai pasă ce spune Occidentul. Ce îi pasă este că are alături o majoritate a poporului rus, vedem într-un sondaj realizat, înțeleg, de o instituție respectabilă, ba chiar aș zice opozantă la un moment dat regimului lui Putin. Ce oamenii ăștia sunt hipnotizați în masă? Da, dar oamenii care l-au votat pe Hitler nu erau hipnotizați în masă? Milioanele de oameni care îl plângeau pe Stalin, sincer, și în România, cu sughițuri, nu erau hipnotizați de Stalin? Adică vi se pare că oamenii ăștia care sunt malefici nu pot hipnotiza la rândul lor oameni? Eu văd asta. Văd cum oamenii sunt hipnotizați și de Xi Jinping. Aud oameni inteligenți, cu 3 facultăți și 7 doctorate, care ne spun, unii cu funcții de răspundere, din păcate, în România, care ne spun cum Xi Jinping e așa un soi de zen, e un arbitru al păcii mondiale. Dar nu ne spun că omoară și el milioane de oameni, care, sigur, la populația Chinei e un procent infim, uiguri internați în lagăre de concentrare, oameni ridicați de pe stradă fiindcă au spus ceva ce nu trebuia despre COVID, vă aduceți aminte, împușcați, că oamenii sunt împușcați pe stadion, criminalii sunt împușcați pe stadioane în China, dar printre criminalii nu se numără doar oameni violatori și criminali la propriu, ci se numără oameni care au comis crime de opinie. Asta se întâmplă în China, în timp ce vorbim. Adică ne așteptăm că un astfel de dictator e un om înțelept, suit pe un munte care cugetă la pacea omenirii? Nu. E și el un dictator la fel ca și Putin, doar că nu e la fel de agresiv pe plan extern deocamdată. Nu știm ce va urma. Deci mie ideea asta că există o Chină înțeleaptă care, domnule, privește cu așa și va asigura un rol de garant, de arbitru între America și Rusia, mi se pare o iluzie pe care o vând niște oameni, din păcate, care au studii, care au citit și care, spre deosebire de cei 3 politicieni români care s-au făcut de râs în Parlamentul României, pentru că habar n-au ce înseamnă arta elocinței și citesc de pe niște foi un fel de procese verbale politice. Că asta avem noi în România. Am avut o generație redutabilă de oratori. La cine vă referiți, Sabin Orcan? Mă refer la domnii Câțu, Ciolacu și Ciucă, care au vorbit ca niște plutonieri majori, domnule. Au vorbit, au citit după foaie un proces verbal încheiat de un șef de post. Asta am văzut eu în Parlamentul României. Și am văzut de partea cealaltă un om viu, deși vine dintr-un tărâm al morții, care a vorbit viu, normal, nu citind după foaie. Că asta e harul actoricesc al lui Volodymyr Zelensky, că este nativ el așa ca om. Habar n-am, nu știu. Că e trăire pură, că el chiar trăiește, că e emoționat, nu știu. Dar omul a transmis niște sentimente, ai noștri nu poți să transmită, nu-ți străbați sticla, da? Pentru că sunt niște oameni care citesc după foi. Și când ai niște lideri care citesc după foi, ce te aștepți de la oamenii care se uită la ei? Să nu vadă diferența? Au văzut-o românii diferența. Între oameni politici care simt ceea ce spun și transmit niște sentimente și niște oameni politici care sunt niște birocrați cu mânecuțe. Mie asta mi s-a părut, cu scuzele de rigoare. Și sigur am văzut observația cu Cristian Tudor Popescu corectă. Domnul Ciolacu a fost ceva mai animat decât ceilalți doi. Dar nu poți la un astfel de moment solemn, când se întâmplă astfel de lucru, să citești după foaie ce ți-a scris un consilier. Trebuie să ai și tu în mintea ta, dacă ai ajuns premierul României, președintele Senatului, ai făcut niște facultăți și doctorate, trebuie să ai și tu în mintea ta 3 idei pe care poți să le spui fără să citești după foaie. Trebuie să ai, că dacă nu ai, înseamnă că nu ai ce căuta acolo, în fruntea statului român. Haideți să vedem și imaginea pe care evident Rusia nu vrea să o vedem. Oamenii ăia care au murit la Bucea, în localitățile din jurul Kievului, aveau vieți, pur și simplu, destinele lor au fost oprite brusc de niște soldați care aveau arme, civilii nu aveau arme, nu se puteau apăra și a făcut carieră povestea primăresei care a murit împreună cu toată familia, au fost executați, puși de ruși într-o groapă comună și o imagine pur și simplu pe care oamenii trebuie să o vadă, că erau ca noi toți, atunci când trăiau, evident, până să vină rușii, erau și ei niște oameni, iată-i. Au ajuns după aia într-o groapă. Știți, sunt imaginile cu unul dintre cadavre, mi se pare că al soțului a fost aruncat într-o fântână. Celelalte erau într-o groapă comună, exista și un al 4-lea om acolo, nu se știe cine era al 4-lea, nu a fost identificat. Tânărul, juniorul familiei, fotbalist, în comuna aia din periferia
Kievului. Își duceau și ei viețile, au venit rușii, s-a terminat. Cum trebuie să se încheie povestea asta? Că rușii au senzația că dacă i-au pus în gropi comune, nu-i găsește nimeni și că nu o să știe nimeni ce-i cu ei? Cum se rezolvă? Federația Rusă cred că simte pericolul acestui moment de inflexiune, aș spune. Cred că e chiar o schimbare de paradigmă în atitudinea vis-a-vis de această incursiune abjectă a Federației Ruse în Ucraina. Uitați-vă că la distanță de nici două zile avem deja o năsprire a sancțiunilor. Uitați-vă că avem, aș spune, o coagulare a comunității internaționale vis-a-vis de cele petrecute acolo. Nu trebuie să ne mire invocații pe Orwell. Eu mi-aduc aminte de matricea stilistică a lui Blaga, care spune că subconștientul e mai puternic decât conștientul. Păi dacă ne uităm la palmaresul de primitivism atroce și ne gândim inclusiv la ce s-a întâmplat de la cel de-al doilea război mondial încoace și ce a lăsat armata Federației Ruse pe unde a trecut, aș spune că nu s-a schimbat absolut nimic la nivel fundamental. Cunosc o familie de medici care a plecat din Siria pentru că apartamentul în care locuiau, venit în România, pentru că apartamentul în care locuiau, gândiți-vă, o familie de intelectuali în societatea siriană, a fost rechiziționat de armata Federației Ruse, au fost violent aruncați în stradă. Și gândiți-vă, vorbim de oameni ai sistemului, adică Federația Rusă a activat, vorbim de Damasc, de capitala Siriei, da? Federația Rusă a venit acolo ca un stat care să ajute, nu a venit ca un inamic. Deci dacă față de o astfel de familie, iată, putem consemna o astfel de atitudine, ce așteptări să avem vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat la Bucea? Acum, eu nu cred că adevărul poate fi ascuns pentru o perioadă îndelungată, deși mi se par lucrurile clare, dar războiul în ziua de astăzi, cu toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, este un fel de reality show. Cu satelitul îți vede numărul de la mașină, ca să nu spun că îți vede ce ai pe telefon. Dacă cineva își imaginează că lucrurile acestea vor putea fi ținute sub obroc mai mult de, nu știu, o săptămână de aici, pentru noi lucrurile sunt clare, dar sigur, în momentul de față, narativul poate fi pus la îndoială, pentru că, așa cum spunea și doamna profesoară, sunt oameni, poate neinstruiți, oameni care nu au curiozitatea să sape mai adânc după adevăr și care pot fi acroșați cu tot felul de astfel de narrative. Sunt unii care înghit pur și simplu, pe nemestecate. Nada cu acuto, sigur. Până la urmă, e și un război informațional, trebuie să înțelegem cum arată lucrurile, dar cred că adevărul este cel care trebuie pus pe masă și, încă o dată, nu-mi imaginez că la instrumentele tehnice care există astăzi, aceste atrocități vor putea fi ținute sub obroc. Mai mult decât atât, aș spune însă că asta este și rezultatul eșecului dreptului internațional. Pentru că cei care fac asta nu se tem de a fi trași la răspundere. Și asta este ceea ce, să spun, mă necăjește asta cel mai tare. Asta era și frustrarea lui Volodymyr Zelensky la ONU astăzi. Asta era frustrarea. Iată, unde e pacea pe care o garantează Națiunile Unite? Unde e? Unde e securitatea din Consiliul de Securitate? Atâta vreme cât îi aveți pe ruși acolo. Deci rușii votează în Consiliul și prietenilor chinezi, votează în Consiliul de Securitate. Nu că votează, au drept de veto, atenție, Consiliul de Securitate e construit cu drept de veto. Ce e asta? Bine, chestiunea este că ONU este rezultatul unui război mondial. Și ONU la ora actuală, din păcate, dacă ne uităm la Consiliul de Securitate, la cei cinci care sunt membrii permanenți, nu mai reflectă realitatea internațională. Și atunci când ai un membru permanent al Consiliului de Securitate, cum este Rusia, care în loc să se ocupe de garantarea păcii mondiale, atacă în mod barbar un alt stat, s-a cam terminat cu ONU. A rămas adunarea generală, unde am văzut cum s-a votat, că s-a votat clar în favoarea rezoluția aceea prin care e condamnat războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Dar rămâne la nivelul acesta, pentru că dreptul internațional, spre deosebire de dreptul din interiorul statelor, are o altă natură. Nu există o jandarmerie, o instanță internațională care să pună în aplicare dreptul internațional. Dreptul internațional este altceva decât ce știm noi în interiorul statelor. Și atunci noi ne putem revolta, că nu, și domnul Zelensky, pe bună dreptate, înțeleg revolta și noi ne revoltăm. Dar iată, asta este configurația singurei organizații internaționale care are această menire istorică de a menține pacea. Și
Se pare că realitatea internațională a depășit acest... sau organizația este depășită de realitatea internațională. Își închipuie Putin, își închipuie armata lui că ucrainenii se vor speria în așa hal de ororile astea, încât brusc vor depune armele și vor zice, dragi ruși, oricum, ne-ați mai făcut-o odată, cel puțin odată, la foametea de după al doilea război mondial și atunci, de dinainte a celui de-al doilea război mondial, și atunci o să facem încă o dată, gata, depunem armele, sosiți, poftiți, pentru că voi sunteți criminali, brutali. La așa tiran, așa armată, la așa conducător, așa țară. Oamenii ăștia care au omorât civili nevinovați în Bucea sunt niște cetățeni care poate până la invazia din Ucraina erau și apăreau în poze. Cum au apărut cei pe care i-am arătat mai devreme. Nu Putin s-a dus în Bucea să împuște oameni în ceafă. Nu el le-a legat mâinile la spate, nu el i-a băgat în grob comune, ci băieții ăștia. Asta a fost ideea care le-a venit lor. Da. În țara lui Putin. Comandanții lor, ei, poate au avut inițiativă. Gândește că sunt aduși din toate colțurile Federației Ruse. Mulți sunt niște brute, care n-au văzut orașul în viața lor. Mulți sunt abrutizați, sunt bătuți, sunt violați, sunt umiliți, ca să devină mai răi. Nu? Dar să știi că ei se comportă exact cum s-au comportat bunicilor. Cel mai mare viol în masă din istorie, cunoscut și documentat, este cel din 44-45, comis de Armata Roșie în Germania. Există documente care arată că cel puțin 100.000 de femei au fost violate în serie în Berlin. Și asta se știe în baza avorturilor care s-au făcut în următoarele luni, în urma cărora foarte multe dintre aceste femei au murit. A existat decenii la rând o dispută în privința numărului de femei violate de Armata Roșie, de la câteva sute de mii la 2 milioane. Da? Și mi-am amintit de domnul Reșevski, Oleg Alexandrovici Reșevski, istoricul Reșevski, care a zis că furtul și violurile fac parte din război. Când a fost întrebat despre ce a făcut Armata Roșie în țările eliberate. Violurile astea au încetat prin 48 de-abia, când rușii au fost băgați în cazărmi. Dar timp de câțiva ani au zburdat în voie. Au furat, au jefuit, au violat, au omorât, pentru că nu exista niciun fel de opreliște. Era o atitudine acceptată când i-au adus la cunoștința lui Stalin realitatea de pe teren, a spus că se răcoresc și băieții ăștia. Au dus un război lung. Și atunci este acceptat. Și soldații lui Putin consideră că în Ucraina este un no man's land în care pot să facă ce vor. Pot să omoare la întâmplare, pot să jefuiască, să intre în casele ucrainenilor, să se autoservească, să le ia hainele, mobila, televizoarele, să le trimită în satele lor sau în orașele lor de la marginea Imperiului, de unde sunt aduși, pot să ucidă pentru că nu vor fi niciodată trași la răspundere. Asta se întâmplă în Mariupol la scară mai largă. Putin omoară la întâmplare. Putin a dat ordin foc de voie. Bombardament la ras. Păi, cum face el cu Ucraina la nivel macro? Asta fac ei la nivel micro, pe teren. Nicio diferență între rusul de rând, da? Și rusul suprem. Nicio diferență din punctul ăsta de vedere. Același instinct ucigaș, de jaf, de cotropire, anti-uman. Pentru că este anti-umanismul în stare pură și dură în Bucea. În fața constatărilor ăstora, mulți se întreabă dacă nu cumva comunitatea internațională, țările civilizate, Occidentul, nu cumva fac prea puțin? Nu ar trebui să se întâmple altceva? Limitele au fost stabilite. NATO a spus niciodată nu intervine direct în acest război. Statele Unite au zis niciodată picior de soldat american nu calcă în Ucraina. Ok, au fost stabilite aceste limite. Dar totuși nu trebuie oprit cumva. Vedeți, aici este eșecul comunității internaționale
despre care vorbeam. Până la urmă, noi știm că este această alegere ingrată pe care liderii de state și organizațiile internaționale, cum este NATO, o au, în a sprijini suficient de robust Ucraina pentru a rezista. Și iată că Ucraina a rezistat și să știți că a rezistat cu sprijin din partea statelor NATO. Sunt lucruri pe care le știm și sunt lucruri pe care nu le știm. Dar ne putem imagina că această capacitate de a ține piept Armatei Federației Ruse, care, iată, face pasul în spate, nu din motive de negociere sau pentru că, vezi, Doamne, vrea să înceapă o nouă etapă, un nou capitol. Nu, e clar că eșecul militar tactic de pe teren a generat nevoia unei recalculări, unui plan B. Probabil că se vor retrage în zona Donbasului, în zona de și vor încerca să-și maximizeze în acel spațiu și probabil acel culoar care să confere o legătură terestră cu Odessa. Asta cred că este în momentul de față, spune eu, din punct de vedere militar, maximul nivelului de ambiție. Dar există acest eșec al ONU, care e o organizație vetustă, într-adevăr, cu câștigătoarele celor de-a doilea război mondial. Și gândiți-vă foarte simplu, cred că asta poate înțelege absolut oricine, ce înseamnă să ai la masă Statele Unite, China și Federația Rusă și să te aștepți să ajungă la un numitor comun. Adică capacitatea de a scoate de acolo o rezoluție cu oarecare substanță e minimală. Aia dacă într-adevăr nu utilizează dreptul de veto și blochează cu totul orice tip de discuție. Nu mai vorbesc de o rezoluție. Asta este un aspect extrem de periculos, pentru că dacă nu vom avea o reformă acestor entități internaționale, după ceea ce am văzut în momentul de față, statele vor căuta soluții pe cont propriu. Statele vor căuta tot felul de formule de coagulare care pot fi controversate. Unele state s-ar putea, domnule Prelicianu, să vrea să obțină arma nucleară. Pentru că se pare că arma nucleară este cea care îți conferă realmente posibilitatea de a-ți prezerva suveranitatea și integritatea. Cel mai îndemân exemplu și recent e Polonia. Absolut, care a solicitat asta, nu? Uh-huh. Ce poate învăța oricine din lecțiile Ucrainei, care în 1994, în urma acordului de la Budapesta, a cedat arsenalul nuclear? Că e bine să le ai, că dacă le ai, totuși nu e bine să le cedezi, și dacă nu le ai, ar fi bine să începi repede să te preocupi, să pui mâna pe ele. Pentru că altfel, în momentul de față, este un eșec lamentabil al structurilor globale, iată, de a descuraja și de a găsi formule suficient de puternice, de robuste, de a asigura măcar o pace, o stabilitate sau o potențialitate de a opri escaladarea, mă rog, în ceea ce se întâmplă în momentul de față acolo. Nu vedem asta. Deci eu cred, încă o dată, așa cum Organizația Națiunilor Unite a apărut după al doilea război mondial, a existat înainte de asta Liga Națiunilor, care a fost un eșec, la fel cum este astăzi ONU. Eșecul e al doilea război mondial și crimele făcute de Hitler și de Stalin. A spune că astăzi e ok să continuăm cu această formulă. Trebuie ca toate statele civilizate din Occidentul civilizat să solicite acest lucru. Reformarea Organizațiilor Națiunilor Unite. Alminteri este o formă fără fond. Este o organizație goală, care face nimic, se întâlnesc niște oameni acolo. Ați văzut cine erau membri în Consiliul de Drepturile Omului? Cele mai barbare state din lume, care comit cele mai mari atrocități, conform tuturor observatorilor independenți. Și alea judecau Statele Unite în privința încălcării drepturilor omului. Adică am ajuns la un absurd al situației din care nu putem ieși decât dacă toate statele astea civilizate învață din această lecție că trebuie reformată ONU ca să funcționeze, ca să asigure măcar un dialog. Nu spune nimeni că nu vor mai exista deloc războaie și că nu vor exista state rogue care vor ataca alte state, dar să existe un loc al dialogului. Ori acum dialogul se poartă în Turcia, vă închipuiți asta? Nu se poartă la ONU între Rusia și Ucraina, care fac parte, atenție, Ucraina face parte din 48 din ONU, da? Deci este unul din membrii fondatori. Da, dar chestiunea este că degeaba ne revoltăm noi, pentru că chestiunea reformării ONU este pe agendă de foarte multă vreme, de cel puțin 15 ani, spre 20 de ani, deci undeva pe la mijlocul anului 2000. Și? Păi, și dacă statele nu se înțeleg, despre asta e vorba. Deci cum poți să reformezi ONU când statele membre permanente ale Consiliului de Securitate? Doamna profesor, cea mai bună reformare a ONU e ca la NATO. Dacă Statele Unite și mari contributori, da, se retrag puțin din ONU sau le dau un șut undeva
cu sediul ăla de la New York, s-ar putea să se reformeze una. Asta înseamnă dacă se vrea, știți cum e vorba asta de vremea comunismului, ceaușismului, care mie îmi place. Dacă se vrea, știți reflexiv, dacă se vrea, dacă se vrea la nivel mondial, se poate face ceva. Dacă stăm numai în baza că nu se poate face nimic, pentru că nimeni nu vrea să facă nimic de 15 ani, o să ajungem la această situație. Se plătesc bani grei la ONU. De acord, dar haideți să... Cu deci, ce rezultate? Chestiunea este următoarea, că în acest moment Federația Rusă este odată membru al Consiliului Permanent de Securitate, doi, are armă nucleară și principalul motiv pentru care, zic eu, poate greșesc, că NATO nu intervine, este tocmai din cauza acestei puteri. Nu trebuie să intervină NATO, dar ONU poate să intervină, să stea de vorbă. Ce înseamnă ONU? Haideți să vorbim ce înseamnă ONU. ONU înseamnă, pe lângă statele occidentale, înseamnă China, înseamnă Rusia și înseamnă o mulțime de state multe alte de pe tot state globul. Care dețin și ele arme nucleare. Nu e vorba de arma nucleară. Nu avem diplomație la nivel mondial. În acest moment nu există dialog. ONU, ceva trebuie făcut urgent cu Ucraina. Până să reformezi ONU, ceva trebuie făcut urgent cu finanțarea războiului lui Putin. Este o măsură dureroasă pe care trebuie să o ia Europa până la urmă, dar să îi bage în continuare bani în buzunar lui Putin ca să-și financeze războiul, înseamnă să-ți dai singur foc la valiză. Sigur că va fi dureros, sigur că va fi pentru toți cetățenii Europei o perioadă grea, dar oprirea gazelor din Federația Rusă cred că este o măsură sanitară pentru a opri finanțarea războiului din Ucraina. Și apoi, pe partea cealaltă, înarmarea Ucrainei, astfel încât să poată să împingă pe ruși dincolo de granițe. Asta înseamnă armament greu, tancuri și mult doritele avioane, mult cerutele avioane cu care să... Nu suntem capabili, domnule Negruțiu, să facem acel lucru. Statul român a trecut mai bine de o lună de război și vă informez că suntem în continuare membri în bănci înființate cu capital rusesc, înființate pe vremea Uniunii Sovietice. Trei bănci, domnul Prelegeanu, suntem membri. România e membru. România, membru NATO, e membru alături de Rusia în bănci cu finanțare rusească, care finanțează tot felul de oligari ruși. Asta se întâmplă în România azi. Au trecut 5 săptămâni de război. Și îmi spune cineva pe surse, zice, am scris draftul, am pregătit draftul. Deci a trecut o lună și ceva de o să se termine războiul și România tot n-a ieșit din băncile alea cu care Rusia eludează sancțiunile internaționale. Că nu suntem capabili aici și la Românica. Nu mai vorbesc de Europa și de Națiunile Unite. Aici și nu suntem capabili. Statul român ăsta, NATO... Avem o informație nouă. Este prima confirmare oficială a imaginilor pe care le-am văzut aseară prezentate de New York Times. Ministerul Apărării de la Londra, într-un briefing din această seară, spune că analiza imaginilor din satelit, care sunt datate 21 martie 2022, arată cel puțin 8 cadavre care au fost identificate și în imaginile filmate de ucraineni după ce s-au retras rușii. Precizarea pe care o face Ministerul Apărării de la Londra este că rușii au fost la Bucea până pe 31 martie, iar imaginile cu cadavrele sunt din 21 martie. Deci rușii mint. Este prima confirmare oficială a imaginilor, repet, publicate aseară de New York Times. Și încă o informație nouă spune că în seara asta președintele Franței l-a sunat pe președintele Ucrainei și i-a vorbit despre șocul și emoția cauzate în Franța de imaginile care au venit de la Bucea, imaginile cu masacrul de la Bucea de lângă Kiev. Și președintele Franței i-a spus lui Volodymyr Zelensky că țara lui este dornică să investigheze crimele de război pe care le-a comis Rusia în Ucraina și Franța este în favoarea măsurilor care să impună un embargo total importurilor de cărbune și petrol din Rusia. Nimic despre gaz. Poate că știrile despre gaz
vor veni după ce se lămurește Germania. Singura veste pe care o primim din Germania de câteva zile încoace, aproape în fiecare zi identic, este că Ministerul Economiei de la Berlin lucrează la un plan de tăiere completă a importurilor de gaz și petrol din lucrează Rusia. Lucrează ca ai noștri? Dar ai noștri lucrează, spune cum același... lucrează ai noștri la legea offshore? Nu știu cum lucrează nemții, dar ministrul german spune că nu se va întâmpla repede. Mai durează. Lucrează la un plan și mai durează. Germania depinde foarte mult de gazul din Rusia. Italienii, care depind și ei mult, spun că ar fi de acord cu tăierea completă a importului de gaz. Va ieși vreodată povestea asta? Când nici dependența... măcar România nu se grăbește, deși nouă ne-ar fi mai ușor. E adevărat, ar fi un pic mai simplu având în vedere dependența noastră, care e mult sub media UE și este incomparabilă cu state precum Germania. Pentru că, într-adevăr, aici problema centrală este... dependența Germaniei față de resursele din Federația Rusă este undeva la 55% dacă vorbim de gaz. Practic 40% din importurile de hidrocarburi din Federația Rusă, ăsta este nivelul dependenței al Uniunii Europene, dar ele în interiorul UE știți că sunt disparate. E o dependență disproporționată în ce privește anumite state și sunt state într-o postură mult mai privilegiată, cum este România. Nu că n-ar fi loc și România să facă unele lucruri și nu că n-ar trebui sancționat faptul că am tergiversat o mulțime de proiecte și cred că e o zonă extrem de dureroasă, nu vreau să mai aprind digitații și cu subiectul ăsta. În 2021 dependența a crescut de 3 ori. Deci importurile în 2021, importurile României de la Gazprom au crescut de 3 ori. Avem 25%. Noi nu aveam astăzi, nu avem gaz, nu stăm pe gaz. Noi trebuie să luăm de la ruși. Mă scuzați. Da, niciun fel de problemă. E complicat pentru că sunt niște realități pragmatice și dependența asta a Europei de Federația Rusă și dependența financiară a Federației Ruse de Europa ne ține cumva prizonieri. E o decizie pe care gândiți-vă că politicienii și-o pot asuma cu dificultate având în vedere efectele oarecum dramatice pe care le poate genera la nivel financiar. E adevărat, am citit o multitudine de planuri, am citit o multitudine de proiecte prin care trebuie să suferim puțin astăzi ca să fie bine pe termen mediu. Dar ai nevoie de un politician care nu conduce la bara din față, cum se spune. Avem nevoie de niște oameni care să-și asume astfel de responsabilități pentru binele de perspectivă și nu pentru... Aș vrea să fac doar o scurtă observație. Deci când vorbim despre economia Germaniei, vorbim despre o economie imensă. Deci Germania este, după China, al doilea manufacturier din lume. Deci nu e vorba despre energie pentru consumul casnic sau pentru o economie de dimensiunea economiei României. E vorba despre al doilea exportator din lume. Nici da? Consumul casnic nu pot acoperi, să știți. Este, adică și e problema și acolo. Și acolo, da. Și pe urmă e chestiunea aceasta cu Germania, care ar putea să revină asupra deciziei de a elimina sursa nucleară ca sursă de energie. Este pe agendă, știu, dar am vrut doar să precizez că Germania, economia Germaniei... În schimb, Europa, Uniunea Europeană expulzează 200 de diplomați ruși, printre cei 210 de la București. S-a întâmplat în doar 48 de ore, cei mai mulți din Polonia, 45, 40 din Germania, 35 din Franța, 10 din România. Asta... Obținem ceva în felul ăsta? Convenția de la Viena, de mers, 1961. S-a întâmplat repede. Da. După masacrul de la Bucea, țările europene au făcut astfel de anunțuri. Vor să se protejeze. Deci acești oameni sunt spioni, pe scurt spus. Da. Da? Sau există suspiciuni că sunt spioni. Prin urmare, i s-a dat liber. Este și un semn, este și simbolic. Foarte simbolic. Deci despre asta este. Deci n-ai nevoie acum de cârtițe în țara ta. Știți că probabil că rămân. Avem noi agenți de influență în Parlamentul României, doamna profesor. Așa adică faptul că au expulzat niște spioni care erau cunoscuți ca fiind spioni, că asta înțeleg, nu? Adică cineva s-a uitat pe listă și a zis tovarășul cutare e la GRU, tovarășul cutare e la FSB, tovarășul cutare la SVR, deci expulzăm pe ăștia 10. Noi avem agenți de influență ai lui Putin, nu noi degeaba am scos de pe internet Sputnik și Russia Today. Avem în așa, avem actori, foști actori celebri care țin conferințe în care spun cum Putin este salvatorul lumii împotriva asaltului globaliștilor. Avem de toate, în toate mediile avem astfel de... Și avem și în Biserica Ortodoxă Română, din păcate anumiți ierarhi
spre deosebire de conducerea actuală, care a luat atitudine, avem niște ierarhi episcopi, știm cu toții, nu trebuie să le mai dau eu numele acum să-i fac celebri, care spun, fățiși și au discursuri pro-Putin, spun că Putin e un om înțelept care ne salvează pe noi creștini și așa mai departe. Ne salvează atât de bine că aduce musulmani din Siria să-i omoare pe creștinii din Ucraina. Dar vedeți cum e poziția României, care așteaptă întotdeauna să se ralieze, să facă unii ceva ca să găsim și noi niște spioni de ai noștri. Să fac 24 de ore de când premierul Ciucă, da? Premierul României, generalul Ciucă, întrebat de un jurnalist, dar România ce face? Nu expulzează și ea? Că uite, expulzează unii, alții. Și generalul Ciucă zice, noi nu avem așa ceva. Aseară spunea, noi nu avem așa ceva. Acum, fie generalul Ciucă este un maestru al disimulării, fie n-avea habar de așa ceva, fie spionii ruși au început să spioneze de azi dimineață. De vreme ce acum, spre prânzișor, am găsit și noi 10 să contribuim la... Eu cred că n-au vrut să spună, că domnul Aurescu, întrebat fiind tot de jurnalist, a spus, o să anunțăm la momentul potrivit. România așteaptă undă verde. Polonezii am văzut că n-așteaptă undă verde de la nimeni. Noi așteptăm să ni se dea voie să spunem că expulzăm și noi 10 oameni. Să cerem voie să expulzăm 10 oameni. Deși nu trebuie, ăsta este un gest unilateral, vorbea doamna profesor de convenție, de la, e un gest unilateral pe care poți să-l faci, nu trebuie să dai socoteală nimănui. Nu e un proces care are loc juridic în care vin părți și depun mărturii. Este o sancțiune politică când declar niște persoane, persoana non grata și le expulzezi, nu? Nu ai nevoie de niciun problem. Nu există recurs la așa ceva, apel la ceva. Pur și simplu expulzezi 10 oameni. Poți să-l expulzezi mâine pe domnul Cuzmin, dacă vrei, ca stat român. Dacă vrei să fii curajos, nu spun ce trebuie să ai, că nu pot să spun la ora asta la televizor. De obicei, povestea asta se întâmplă cu reciprocitate. După aceea, Moscova expulzează din ambasadele țărilor ăstora încă pe atât. Întrebarea este, are vreun efect sau e doar un semnal? Uite, putem să facem asta și repede. E o declarație politică pe fond și sigur vor fi urmate de așa numitele măsuri de retorsiune în care ne așteptăm și noi probabil la un număr echivalent de diplomați să fie retrimiși în țară. Am avut poziția Germaniei care a expulat 40 de diplomați și am avut o declarație interesantă atașată acestei expulzări. A spus diplomații cu pricina sunt un risc pentru cei 300.000 de ucrainieni care s-au refugiat în Germania. Ce vrea să spun asta? Că printre acești diplomați, e posibil să existe personaje acoperite care se ocupă cu asasinate. Am mai văzut lucruri de genul ăsta prin Europa. Și asta e o chestiune pe care aș consemna ca fiind interesantă în modul în care Germania și-a justificat. Lituania a expulzat, dacă nu mă înșel, ambasadorul. Ei au mers la următorul nivel. Da? Franța, 35. România, 10. 10 diplomați din cei 30 de diplomați din Ambasada Federației. Vă mulțumesc tuturor, Andreea Bratu, imediat, scurtă pauză și când ne întoarcem ultimele informații cu Andreea Bratu. Seară bună!